Solicitările pentru Cardul European de Sănătate s-au dublat pe parcursul anului 2022 în comparație cu anul precedent. Potrivit informațiilor oferite de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, în perioada 1 ianuarie-14 decembrie 2022 au fost depuse un număr de 7636 cereri de eliberare de carduri europene de asigurări sociale de sănătate, respectiv certificate provizorii de înlocuire a cardului european. Față de aceeași perioadă anului trecut, numărul cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate emise a fost mai mare, cu 3.079. Cardurile europene au fost solicitate în general de familii în vederea efectuării concediilor de odihnă într-un stat membru al Uniunii Europene, au precizat reprezentanții instituției. Țările unde s-a călătorit cel mai mult au fost cele în care asigurații au beneficiat și de servicii medicale, adică Austria, Germania și Ungaria. Reamintim asiguraților noștri care solicită și obțin Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate de la CAS Maramureș ca obligația să își mențină calitatea de asigurat în România cu plata contribuției sau prin efectul legii pe toată perioada de valabilitate a acestuia, atrage atenția conducerea instituției. În caz contrar, vor trebui să-și achite serviciile medicale de care beneficiază.